7 iulie, Ioan 10, de la 17 la 18. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Ce se scrie în aceste două versete este de o importanță mare. Domnul Iisus, bunul nostru păstor, și-a dat viața de bunăvoie pentru noi. Nimeni nu i-a luat-o, ci El și-a dat de la sine. Dumnezeu nu l-a obligat la aceasta și oamenii nu ar fi putut să o ia. Dar dragostea lui pentru oi a fost așa de mare că și-a dat de bunăvoie viața pentru ele. Ce mântuitor, ce păstor, mai poți zăbovi să nu te predai în brațele Lui? Jertfa Lui în locul nostru nu a fost deci un trebuie, ci o faptă a dragostei Lui divine. Și cum arată faptele noastre? Izvorăsc ele din dragoste față de acela care ne-a iubit așa de mult, că și-a dat viața nesili de nimeni pentru noi, sau ne cade greu să facem voia lui Dumnezeu și să lăsăm viața noastră la dispoziția Lui. Pentru Isus a fost o hrană să facă voia aceluia care l-a trimis. Ioan 4 cu 34. Apostolii au fost plini de bucurie că erau vrednici să sufere ocara pentru numele lui Isus. Fapte 5 41. Și primii creștini au primit cu bucurie răpirea verilor, fiindcă au știut că au în ceruri o avuție și mai bună, Evrei 10 cu 34. Acesta a fost creștinism și fapte de urmat în puterea și în duhul bunului păstor care și-a dat viața pentru noi. Dar un creștinism care se dă înapoi de la credință, care nu vrea să știe de o ascultare a credinței, ci vrea doar să primească ce are Dumnezeu de dat, fără să fie predat în întregime, nu dovedește seriozitate. Creștinismul nostru este de abia atunci pozitiv când călcăm în urmele bunului păstor și din toată inima și nesiliți ne predăm lui. Iisus nu și-a dat viața lui silit, ci a avut și puterea să o lase și puterea să o ia din nou. Și în această privință se descoperă divinitatea lui. Oamenii pot eventual doar să-și lase viața, dar el care a avut viață în el, Ioan 5 cu 26, a avut și puterea să o ia din nou. Moartea nu a avut putere peste el, ci el a învins prin moartea lui moartea. Ce păstor minunat și puternic avem noi!